Galeria de Artă Ploiești găzduiește în această perioadă o expoziție unică, intitulată Da Ba Da, care se constituie ca un discurs vizual despre nonsens. Vernisajul acestei expoziții a avut loc luni în Ploiești, atrăgând o audiență numeroasă și entuziastă. Da Ba Da este o instalație narrativă specială în care lucrările expuse reprezintă rezultatul unui dialog la distanță între 7 artiști expozanți proveniți din diverse spații culturale precum Canada, Elveția, Franța, Malta și România. Propune expoziția de astăzi? Expoziția este, aș putea să spun între ghilimele, o joacă. O joacă cu cum au făcut dadaiștii la începutul secolului, cu tot ce a fost mai neașteptat, mai bizar, mai absurd, pentru a reda epoca lor. Și noi am încercat epoca noastră să o redăm cu imagini create digital și chiar cu o imagine realizată de inteligența artificială, pe lângă cele lucrate de mine cu mâinile, încă cu mâinile și cu pictura tradițională. Acest proiect curatorial remarcabil a fost inițiat de Mioara Lujanski, absolventă de filologie și cu o bogată experiență în analiza textelor și cunoscuta artistă ploieșteancă Delia Sechel Peroa, care a studiat artele la București și la Geneva și este în dialog constant cu artiști din Elveția și România. Într-adevăr, nici nu mă așteptam ca după încă un an să reușesc să vin cu o expoziție internațională. Deci nu m-am pus numai eu în scenă, am invitat colegi, prieteni, scritori, arhitecți, pictori, fotografi, pentru a duce o notă internațională Ploieștiului și ploieștenilor. Alors, pour nous, c'était une opportunité formidable de Ploiești, avec cette exposition et par amitié aussi. Donc, on a eu beaucoup de plaisir à venir ici, à travailler ensemble, à communiquer. C'est une exposition sur le lien aussi entre artistes. Et ça, c'est une chance formidable. Veronique de Tiola este fericită pentru oportunitatea pe care a avut-o de a expune în România și în special în orașul Ploiești, de a veni pentru prima oară și a vizita țara noastră. Noi lucrăm împreună, suntem în aceeași asociație de artiști și această colaborare care a rezultat cu expoziția Da Ba Da a făcut-o fericită și mulțumește publicului ploieștean care a venit numeros. Avec une immense émotion, on voit que vous êtes si nombreux. On est très rare dans les galeries de la ville où nous sommes, c'est-à-dire Genève, qui est un public pareil, un public si nombreux dans les vernissages. Merci à toutes et à tous. Este foarte emoționat de prezența dumneavoastră numeroasă. La Geneva, din păcate, nu este un public atât de numeros care vine la vernisaje. Și vă mulțumește foarte mult. Este emoționat și impresionat de prezența dumneavoastră. Fiecare, într-adevăr, am lucrat independent. Deci această formă internațională, dintre care am spus francez și români și elvețieni, mai avem încă un fi, este o expoziție interdisciplinară. Și acesta este un aspect important, într-adevăr, noi două, care întâmplător ne numim curatoare, nu suntem curatoare de profesie.
Știu că este o mare problemă cu utilizarea acestui cuvânt, dar se pare că la un moment dat trebuie să pui un lume acolo unde e organizarea și selectarea lucrurilor. Expoziția Da, Ba, Da se împarte în mai multe grupuri tematice, toate având în centru nonsensul, absurdul și adesea umorul negru. Aceste grupuri includ Camera Obscură, Coase Câmpii cu Grație, Privirea lui Magritte, Ochiul Gânditor, Urechea Vorbitoare, Enigma Ormuz, Ospățul de Aur, Corpuri Alterate și Duodecalogos.